Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip în care voi sunteți vedetele, iar eu sunt Dana Budeanu. V-am rugat acum câteva zile să-mi trimiteți o poză în care purtați ținuta voastră preferată, iar eu voi reacționa la ea într-un videoclip. Am glumit mai devreme cu doamna Dana Budeanu, nu am eu o asemenea experiență încât să-mi dau cu părerea despre cum vă îmbrăcați voi, dar asta vrea să fie un video distractiv și dacă sunteți abonați la canalul ăsta, știu că vă plac videoclipurile în care merg și construiesc diferite ținute, așa că vreau să văd dacă s-a prins ceva de voi. Fără să mai alungim, am aici laptopul cu pozele, să-i dăm drumul. Începem în forță, începem în forță cu un costum. Dar nu îmi place cum te-ai îmbrăcat. Singurul lucru pe care l-a schimbat ar fi pantalonii. I-aș mai scurta puțin pentru că mi se pare că sunt puțin cam lungi. De asemenea, cred că pantalonii ăștia nu sunt o piesă a costumului. Ai cumpărat sacou dintr-un magazin și pantalonii din alt magazin. Eu personal aș cumpăra un costum complet, adică și sacoul și pantalonii din același magazin. Dar îmi place cum îți stă, îmi plac pantofii. Ce ziceți, vreți să le vă dau și note? A zice 8.50. Mai departe avem o fată pe care o știu, adică deja se vede că știi cum să te îmbraci și cum să pozezi. Îmi place rochia asta neagră cu buline, e destul de simplă, de vară. Văd că ai și un colier acolo, ceea ce este bine. Accesoriile n-ar trebui să lipsească nici de la băieți, nici de la fete. Cred că e o ținută de nota 9. Mai departe avem un stil street. În primul rând îmi place postura, se vede că ai atitudine și știi cum să pozezi. Un hanorac cu mesaj, destul de puternic. Păi e o ținută destul de casual, street, cu blugi rupți, Adidas și aș mai adăuga și un colier și niște accesorii, poate un ceas. Cred că ar completa look-ul per total. Merită un 7.50. Apoi avem încă un băiat cu blugi rupți. Cred că o să întâlnim destui blugi rupți în acest video, pentru că sunt la modă. Îmi place jacheta, e mișto. Dar cred că în loc de jacheta albastră aș merge cu una gri, dar totuși o să-ți dau un 7.50. Avem primul băiat care poartă ochelari. Totuși ești printre singurii băieți pe care am văzut eu cărora le stă bine cu mustață. Deci e un mare plus, bravo. Doar cu mustață mă refer. În schimb, acolo AirPod-urile în urechi să se vadă valoarea, bineînțeles. Meriți un 7. Așa mai vii de acasă. Așa mai vii de acasă. Un palton frumos acolo, un turtleneck, e altceva. Ceasul negru e forță. Uite, asta e o ținută care merită un 9.50, dacă nu chiar 10. Dar azi sunt puțin mai pretențios, așa că o să-ți dau un 9.50. Uite, un băiat care are stofă de fotomodel cu mâna prin păr frumos. Nu știu ce să zic de blugii aia, nu mă omor după ei, nici după ghete, dar cămașa este ok. Un 6.50. Dariuse, tată, n-am ce să-ți mai zic, frate. Deci Darius e un artist adevărat și face și muzică, dacă nu știați. El și împreună cu încă un băiat, cu Eric. Canalul lor se numește Instinct, fac muzică super tare. Aveți canalul lor în colțul din dreapta al ecranului, mergeți acolo și abonați-vă pentru că nu o să regretați. Și de notă, ce să mai zic, 9.50. Mai departe avem un level 99 Mafia Boss cu trandafir aici frumos la buzunar, because that's how Mafia works. Sincer, mie mi-e și frică să îți dau notă, adică îmi pun viața în pericol dacă e prea mică. Încă un băiat la costum. Îmi place combinația asta de cămașă portocalie cu un bej al costumului și pantofia. Pantofia aia maroc chiar sunt mișto rău de tot și văd că mi-ai spus și aici că te-ai simțit de milioane. Asta e tot ce contează, să te îmbraci ca să te simți bine. De aceea o să-ți dau un 9. Uite ce mașinuță șmecheră, cred că e un Volkswagen Beetle, dacă nu mă înșel. Îmi place cum stă cu ochelari, îmi place că ai asortat și un colier cu hanoracul și cu o geacă peste. Și e bine să adaugi și o geacă peste un hanorac sau peste un tricou, pentru că e puțin mai diferit. Cred că meriți un 7. Avem un Nike Boy la fel ca mine. Îmi place fesul, îmi place ceasul și îmi plac și brățările. Cred că ai asortat bine culoarea hanoracului, un verde mai închis cu griul blugilor. Per total o ținută de nota 8. Uite un băiat care își bagă cămașa în pantaloni. Aș merge cu niște blugi albastru închis în locul blugilor ăstora mai deschiși, pentru că se potrivește mai bine cu cămașa albă și cu ghetele negre. În schimb, îmi plac ghetele, îmi place că ți-ai băgat cămașa în pantaloni, pentru că îți oferă un look mai smart. Și dacă ai adăugat și niște ochelari, ar fi o ținută de nota 8+, dar deocamdată este doar un 7. Mai departe avem un adevărat badass. Îmi place cum ai combinat culoarea jachetei cu culoarea hanoracului. Te prinde foarte bine, mai ales pentru că ești șaten. Îmi place peisajul, îmi place poziția cu mâna aici ca un mascul feroce. Și ochelarii aia îți aduc un 9+. Cred că este prima poză care merită cu adevărat
nota 10. Asta e doar o părere, dar dacă ești fată, ești brunetă și porți ruj roșu, pe mine mai da gata. Îmi plac ochelarii, îmi place și sacoul. Prima notă de 10. În schimb, am văzut că mi-ai mai trimis o poză aici. Uite, asta e o notă de 1 minus, dacă nu chiar 0 în kilos de tablă. Știu că dă bine în poză să fumați, dar dacă fumezi și în afara ședinței foto... Să trecem mai departe, zic. Chestia cu stilul vestimentar este că ar trebui să reflecte personalitatea ta. Și în această poză eu cred că reflectă exact asta. Îmi place cum arată șosetele ridicate, îmi place ce ai în picioare. Și este un stil care te reprezintă și asta e tot ce contează. Cred că e o ținută de 8. Bă, dar ce să zic, îmi place culoarea jachetei. Ceea ce nu-mi place sunt ochelarii ăia super gigantici care îți acoperă toată fața. O să-ți dau un 7.50. Uite, iar un băiat care știe să pozeze și căruia îi vin hainele bine, ceea ce este foarte, foarte important. Îmi place că nu porți blugi. Foarte puțin băieți poartă și altceva în afară de blugi, de aceea tu ai un plus acum. Îți vine bine cămașa, îți vin bine pantalonii, este o ținută de 8.50. Avem încă o fată, dar am și o întrebare, de ce te-ai băgat cu tocurile pe acolo? În rest îmi plac pantalonii, îmi place că ți-ai băgat bluza în pantalon, ceea ce aduce un plus, o ținută de 7.50. Mai departe l-avem pe încă un prieten al meu, Mihnea, care mă întreabă dacă merge poza asta pentru video. Merge, tată, cum să mă. Mie îmi plac foarte mult puloverile cu guler. Chiar dacă eu le prefer pe negru, pe tine te prinde bine maroniul ăsta pentru că ai și culoarea tenului potrivită. Așa că o să-ți dau un 8.50. Apoi avem pe Maria cu o ținută complet neagră. Da, ținutele complet negre arată bine pe oricine, numai să ți se potrivească mărimea hainelor. O să-ți dau un 8.50. Ei, uite, ceva mai special. Da. Îmi place stilul, îmi plac ochelarii, îmi place freza. Am încercat și eu stilul ăsta de freza acum 2 ani. E o combinație între clasic și modern, de aceea o să-ți dau un 9. Îmi place cămașa, doar că n-aș merge cu niște mâneci atât de lungi. Și pe sub ea aș adăuga și un tricou alb sau o culoare mai deschisă. Însă este o ținută bună pentru vară. Deci merită un 8. Și l-avem chiar și pe James Bond în acest videoclip. Nu, serios, acum chiar stă foarte bine cu costumul ăla și cu audio-ul pe spate. Este de un 9.50. Da, oameni, am apucat doar să mă uit la aproximativ 30 de poze. Iar câștigătoarea și singura care a luat nota 10 este Ioana Man. Aplauze! Nu știu de ce am o vagă impresie că n-o să-i convine deloc videoclipul ăsta prietenei mele. Totuși, nicio ținută nu a fost rea, toate pe care le-am văzut au fost decente, ținute care arată bine. Și cel mai important este să vă placă vouă și să vă simțiți voi bine în ele. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, scrieți-mi jos în comentarii dacă v-a plăcut ideea și vreți să mai fac. Și dacă pe viitor vreți să acord și niște premii câștigătorilor, pentru că am deja câteva idei în cap. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram. Unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dați follow și la Sticker, pagina mea de Instagram, de unde puteți cumpăra stickere personalizate cu doar 2 lei, livrare gratuită în Craiova și 10 în afara Craiovei. Sticărele pot fi cu orice și se pot lipi pe aproape orice suprafață, pe caiete, pe penare sau chiar pe laptop. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita! Pune E în reușită, nu rateu! Pa, pa!